Bună ziua! Bună ziua! Și bine ați venit la un nou episod al emisiunii noastre, unde Cristina și Andrei o să vă prezint Alecu. O să vă prezint o rețetă de caltaboș. Mi-ați cerut, m-ați rugat de nenumărate ori vizitatorii mei să vă prezint cum prepar eu caltaboșul și o să vedeți în emisiunea de astăzi. Este puțin, nu puțin altfel neapărat. Am observat că majoritatea fac caltaboșul din organe de porc. Eu nu îl fac așa. În copilăria mea am văzut la mama, la bunica, preparat, o să vedeți cum. Sper să vă placă și dumneavoastră și să preparați, să încercați măcar și după aceea să-mi scrieți, să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Haideți să vedem ingredientele și cum îl preparăm noi. Avem nevoie de 1,5 kg de carne tocată de porc, mai slabă, să nu fie totuși macră, puțină grăsime este nevoie. Dacă o tocați dumneavoastră acasă, să o dați prin sita cu găuri mari, să nu fie prea mărunt tocată. Mai am aici 3 cepe potrivite, asta însemnând aproximativ 250 de grame, 300 chiar de grame de ceapă, pe care la fel o tocăm, e tocată mărunt. 5 linguri de orez, orez pentru sarmale, piper, boabe, piper măcinat ne trebuie, sare după gust, bineînțeles, foi de dafin, boia de ardei iute și boia de ardei dulce. Și bineînțeles ce mai avem noi nevoie, ia uitați, mațele, tipul ăsta de mațe de porc. Dacă nu aveți din acestea, puteți să folosiți și mațele normale, intestinul subțire, dar să găsiți mai, dacă găsiți pe cele mai groase. Și se poate chiar și în mațele pentru lebăr să puneți, să umpleți caltaboșul. Dar eu le folosesc pe acestea, fiind cele mai bune, după părerea mea. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să punem ceapa să se călească ușor. O înăbușim așa, în puțin ulei, nu mult, la care adăugăm și un pic de apă. După ce s-a înmuiat bine ceapa, adăugăm și orezul, pe care l-am spălat, să știți, în prealabil. Mai punem 2-3 linguri de apă aici, după ce s-a prăjit ușor și orezul. Deci nu multă apă. După ce se absorbe toată apa, da, orezul absorbe toată apa, oprim focul și lăsăm să se răcească. După ce s-a răcit ceapa și orezul, adăugăm peste carne, punem sare după gust, puteți să puneți o linguriță sau două dacă vă place mai sărat. Acum pun piperul, punem un pic de boia dacă vrem în compoziție, nu foarte multă, și iute și dulce, dacă vă place iute, puneți și iute. Și amestecăm compoziția acum. Acum ne mai rămâne să umplem caltaboșul, nu, Andrei? Așa. Acum Andrei dă drumul la mașină. Să nu umpleți foarte tare mațele, da? Ca să nu pleznească la fiert. După ce am legat la capete cu ață, punem apă cât să acopere. L-am pus într-o crăticioară, punem apă cât să-l acopere, luăm o scobitoare și îl înțepăm ca să nu pleznească la fiert. Îl mai întoarcem și îl înțepăm și pe partea cealaltă când începe să fiarbă. Așa. Punem câteva boabe de piper, boia de ardei iute, boia de ardei dulce, aici se pune cel mai mult boiaua de ardei, după cum vedeți, câteva foi de dafin, 2-3 foi, după cum vă place de aromat, și practic așa cum este, punem la fiert. În momentul în care începe să clocotească, să fiarbă, lăsăm să fiarbă la foc domol, nu foarte tare. Cel puțin o oră, întorcând din când în când de pe o parte pe cealaltă. Și nu uitați să-l înțepați după ce îl întoarceți pe partea cealaltă cu scobitoarea.
Caltaboșul este gata, arată și miroase nemaipomenit, este fiert, nu, Andrei? Și bun. Și să sperăm că să-ți placă și ție. Păi mai întâi gustul. Mai întâi gust eu. Trebuie să recunosc, vă mărturisesc că Andrei nu a prea mâncat până acum. A fost cam mititel, zic eu, pentru genul ăsta de mâncare și n-am îndrăznit să-i dau doar câte un pic să guste. Acum am vrea să cât. Acum crezi că o să-ți placă și nu mai ține minte cu siguranță gustul de anul trecut, nu? Hai să vedem, da? Mai întâi tu gust. Mai întâi gust eu, nu? Mami îi place foarte mult. Nu știu dacă îți place ție. Ia. Uite, ia din cărniță de acolo. Ușor. Abia zic că miroase bine. Miroase bine? Wow, deci îți place? Bravo! Carnivor, carnivor. Asta e, ca tati, nu? Este, puteți să-l consumați așa, fiert, da, cum v-am arătat, sau după ce îl fierbeți, pentru iubitorii de ceva prăjit, îl băgați în cuptor și îl prăjiți în puțină grăsime în cuptor sau chiar în tigaie. Este delicios. Și vă mai recomand ceva. Un măr copt alături de caltaboș este extraordinar, să știți. Aciditatea mărului ne ajută, da, la digestie și putem să consumăm mult mai ușor acest caltaboș, care este un pic mai sățios, să recunoaștem. E cel mai bun cartaboș. E cel mai bun cartaboș. Acestea fiind spuse... Bun. Eu fac bun, am înțeles. Acestea fiind spuse, ce să vă spun? Vă invit să urmăriți rețetele de sărbători ale Cristinei și ale lui Andrei, nu? Dobă, lebăr, sarmale și să gătiți, bineînțeles, și cartaboșul. Abonați-vă dacă doriți la canalul nostru, este gratuit, ca să fiți la curent cu toate rețetele pe care o să le postăm în continuare. Acum vine un tort, să știți. Vine un tort de Crăciun. Sper să vă placă și acela, nu? Andrei, după cum vedeți, îi place tare mult. Deci, ce să mai lungim vorba? Mâncare bună. Da. Noi vă dorim spor la gătit, ca de obicei. Spor la treabă. Spor la treabă și poftă bună la final.